Buenos dias! Bună dimineața! Ba, bună dimineața! Că numele mic al tău este? Mihaela. Mihaela, așa, ca să nu zic Tamia și Duben tot timpul. Astăzi avem o provocare la Neața. Da? Cât crezi că măsoară picioarele tale? Astăzi este Ziua Internațională a Măsurării Picioarelor. Serios? Da. Pe unde? Cred că ești o competitoare bună pentru Ramona, poți să vii puțin, te rog frumos? Cred că este un pic, e un pic mai înăltuță, Ramona, da. Dar până acum ești singura din emisiune care poate să concureze la lungimea picioarelor. Mai avem aici. N-am ajuns aici. Leo, toate suntem. Aș vrea să-mi ziceți aproximativ, cât crezi că măsoară picioarele tale? Pentru răspunsul corect, răspunsul exact, îți va aduce un mare premiu de la Antena 1. Serios? O vacanță în Bali, plătită de tine. Wow, da. Cam pe la cât crezi? Un metru, un metru și zece, un metru și... Un metru. 100 de centimetri, da? Vom măsura de poți la... Poți să te descalți? Ar fi mai bine pentru că... Nu tu, Florine, că tu nu te măsori. Pentru că așa se ridică, nu se măsoară bine, să o spune mai scurt pentru că se ridică călcâiul. Hai, pune un picior jos, Ramona. Ramona, și îmi vei indica unde îți este șoldul. Da? Unde? Unde? Ca să nu mă pipăi tu, a? Acolo mă opresc, da? Ramona este posesoarea unor picioare de 106 cm. Wow! 106... Baila tu cuervo, chiquita! 106 cm de picioare. Uite ce am ajuns. Și mă întreabă lumea, cu ce te ocupi? Ce zic? Eu lucrez la televizor. Bun. Îmi spui unde e șoldul? Unde e osul? Aici. Ăla este 104! Ai! A fost foarte aproape, Ramona. Este... Se vede, un pic mai jos. Un pic mai jos. Felicitări! Da. Ai, mulțumesc! Dacă știi să formulezi român... Ca cenușoarea asta. Ai... A treia sau a câta? A doua mărime de picioare din emisiune. Yes! Mi-a ieșit și de data asta limba română. Da. Nu te bag la joc pentru că nu vreau să pierd amândouă astăzi, da? Cred că e la fel ca noi, că uite, are tocuri și dacă vine lângă noi o să vezi. Vine-o lângă noi, hai că ieși urmă, să ieșim și în pauză. Dacă îmi pun eu tocuri, am picioarele mai înalte. Așa că mi-a rămas ca cenușoarea asta. Uite, ne punem șoldurile aici și suntem cam la fel. Pe pauză, da. Mai luăm niște măsurători ca să știm. Zice lumea, ce faci? Și măsori ca să-ți faci copurșeu? Hai să mergem mai bine într-o pauză, nu vrei tu? Hai, vă pup pauză, luăm, ne întoarcem imediat.